Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Istoria neamului nostru, strâns împletită cu cea a ortodoxiei românești, transmite peste timp cu intensitate imaginea Târgoviștei, străvechea reședință a voievozilor și mitropoliților munteni. De-a lungul veacurilor, vechea cetate de scaun a țării românești a fost un important reper politic, religios, social și economic pentru răsăritul Europei, iar astăzi este un simbol al credinței creștine și spiritualității ortodoxe, aducător de bogate roade spre slava lui Dumnezeu și a bisericii neamului nostru românesc. Între nenumărați ierarhi care de-a lungul timpului au adus rod bogat în vestirea cuvântului dumnezeiesc cu putere multă, se distinge chipul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, cel dintâi sfânt canonizat la noi, la români, în urmă cu o jumătate de mileniu. În acest binecuvântat an 2014 se împlinesc, pe 26 decembrie, 15 ani de rodnică și bogată slujire a unui alt ierarh, purtător al numelui de Nifon, pe scaunul vlădicesc de la Târgoviște. Este vorba de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Nifon, căruia îi dedicăm acest film jubiliar. Născut pe plaiurile muntene ale județului Ilfov, în Creseștii Vidrei, și-a început formarea teologică și culturală studiind la București, mai întâi la Seminarul Teologic și apoi la Institutul Teologic de grad universitar. După aceea, a urmat cursuri de doctorat în teologie în domeniul studii biblice, la aceeași prestigioasă instituție universitară teologică. A urmat studii postuniversitare de specializare și masterat la Colegiul Regal al Universității din Londra și Oxford, și apoi la Ierusalim și la Universitatea din Geneva, toate încununându-le prin obținerea titlului de doctor în teologie. A fost profesor la Seminarul Teologic din București, apoi documentarist principal, șef de serviciu și secretar al sectorului Relații Externe Bisericești din cadrul administrației patriarhale. Alegând calea vieții monahale, a fost tuns în monahism în anul 1980 la Mănăstirea Cernica și hirotonit ieromonah pentru Mănăstirea Antim din București. În anul 1985 a fost chemat la distinsa slujire arhierească ca episcop vicar patriarhal, îndeplinind și funcția de secretar al Sfântului Sinod. Începând cu anul 1994, Providența Divină a făcut ca să slujească tainele lui Dumnezeu și să vestească cuvântul mântuirii în nou înființata Episcopiei a Sloboziei și Călărașilor, unde a transformat din temelii viața bisericească, așezând-o pe principii noi, căci a depus numeroase eforturi pentru organizarea administrației eparhiale și pentru dobândirea reședinței episcopale și a sediului administrativ. A înființat Seminarul Teologic din Slobozia și a susținut construcția Catedralei Episcopale Înălțarea Domnului, precum și altor numeroase și reprezentative biserici și mănăstiri din județele Ialomița și Călăraș. Este unul dintre ierarhii importanți ai Bisericii Ortodoxe Contemporane, care a jucat un rol, după părerea mea, destul de important. Întâi, a fost cu adevărat ctitor eparhiei de la Slobodia, unde când a ajuns nu era nimic și a făcut ceea ce a făcut. A fost un renovator și un stimulator al eparhiei de la Târgoviște, unde păstorește de 15 ani și a fost una dintre personalitățile mari care au contribuit la realizarea ceea ce am putea numi politica externă a Bisericii Ortodoxe Române. A vrut Domnul ca episcopul Nifon să fie rânduit la mai înaltă slujire arhiereului și păstorului suprem Hristos și astfel, în ziua de 26 decembrie anului 1999, a fost intronizat arhiepiscop al Târgoviștei. Între evenimentele de o covârșitoare însemnătate pentru eparhia noastră se numără aniversarea 500 de ani de la sfințirea Mănăstirii Dealu și 400 de ani de la moartea martirică a voievodului Mihai Viteazul în ziua de 8 septembrie 2001. Atunci, în al preasfinția sa, a fost cel care a concentrat toate energiile pozitive ale acestei națiuni, făcând din Târgoviște, pentru o zi, capitala reconcilierii neamului românesc,
prin faptul că a reușit să realizeze nu doar un eveniment bisericesc și cultural, dar și unul al reconcilierii naționale. De asemenea, menționăm resfințirea Catedralei Arhiepiscopale și Mitropolitane din Târgoviște în anul 2001, resfințirea Bisericii Mănăstirii Nucet în anul 2004 și mai ales proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, aducerea și așezarea moaștelor Sfântului Ierarh Nifon în Catedrala din Târgoviște la 26 septembrie 2009, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Un alt pilon esențial al activității în al preasfinției sale este constituit de reprezentarea Bisericii Ortodoxe Române la numeroase întruniri internaționale în cadrul dialogului ecumenic și instituțional european, unde mărturisește că unitatea văzută a Bisericii lui Hristos este o necesitate misionară urgentă, fără a se pierde nimic din autenticitatea ortodoxiei, ci, dimpotrivă, face cunoscute valorile noastre specifice. Pentru întreaga sa activitate pastoral-misionară, culturală și ecumenică, Sfântul Sinod al Bisericii noastre i-a oferit în anul 2008, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, titlul de Mitropolit ad Personam și slujirea de Exarh Patriarhal pentru relațiile Patriarhiei Române cu instituțiile creștine internaționale și cu instituțiile europene. Arhiepiscopul și Mitropolitul Nifon Mihăiță este fără doar și poate una dintre personalitățile cele mai distinse ale ierarhiei ortodoxe românești. Aș spune că dacă vrei să vezi caracterul european al ortodoxiei, al acestei ortodoxii de multe ori considerate conservatoare, retrograde, dacă vrei să vezi altitudinea intelectuală a ortodoxiei românești, și reflexul acestei altitudini pe plan european, te gândești imediat la Nifon Mihăiță. Cu responsabilitatea cunoștinței că opera specifică cea mai ușor de asociat slujirii arhierești este și aceea sacramentală și de ctitorire sau de restaurare a multor locașuri de cult, înalt preasfinția sa a inițiat și a susținut ridicarea numeroase biserici noi și restaurarea celor existente, precum și constituirea de așezăminte sociale și case parohiale. De asemenea, înalt preasfinția sa are marele merit de a obține un nou sediu pentru reședința eparhială și un nou sediu administrativ pentru centrul eparhial și s-a evidențiat prin înființarea de muzee la mănăstirile Nucet, Stelea și Dealul, precum și în cadrul reședinței eparhiale. Ca o recunoaștere a susținerii culturii și spiritualității naționale, Muzeul Național al Literaturii Române i-a oferit în anul 2011 premiul Perpesicius pentru retipărirea jubiliară a operelor Ieromonahului Macarie, Liturghierul, Octoihul și Tetraevangheliarul, la 500 de ani de la apariția lor la Târgoviște. De asemenea, vrednicia slujirii în al preasfinției sale a fost confirmată de președintele României prin acordarea Ordinului Național pentru Merit în grad de mare ofițer de maestatea sa Mihai I, fostul suveran al României, prin conferirea Ordinului Dinastic Coroana României în grad de mare ofițer și de Senatul Universității Valahia din Târgoviște, care l-a distins cu titlul de doctor honoris causa. În al preasfinția sa, exprimă cu originalitate, creativitate și vocație academică o ortodoxie deschisă dialogului și problemelor luminoastre, mai ales ca profesor la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia, al cărei decan a fost mai bine de un deceniu. De asemenea, se preocupă îndeaproape de educația și pregătirea spirituală a noilor generații de misionari, care, din fragedă vârstă, se dedică studiului teologic la seminarul Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște. Conștient că slujirea lui Dumnezeu este deplină numai prin slujirea omului, Mitropolitul Nifon s-a angajat puternic în împărtășirea milostivirii divine, prin solidaritatea umană, mărturie fiind responsabilitatea și slujirea de vicepreședinte și apoi președinte al Societății Naționale de Cruce Roșie, cea de președinte al Asociației Ecumenice a Bisericilor din România, EIDROM, ori cea de membru fondator și președinte al Consiliului de Administrație al Fundației Sfânta Macrina, care poartă de grijă copiilor străzii din București. De asemenea, în al preasfinția sa, este președinte al Asociației Centrul Diaconal Casa Creștină, fiind și inițiatorul și sprijinitorul Centrului Social Creștin și al Căminului Social de Tip Familial, Sfântul Ierarh Nicolae din Târgoviște. Deși nu se vor a fi decât un imbold de a mulțumi lui Dumnezeu
pentru vocația și slujirea în al preasfințitului părinte mitropolit Nifon, căruia clerul și credincioșii din eparhia noastră îi urează la 15 ani de slujire pe tronul vlădicesc din vechea cetate de scaun a țării românești, de plină sănătate și îndelungată arhipăstorire, cuvintele și imaginile prezentate în acest film jubiliar rămân o mărturie a istoriei dinamice din Târgoviștea zilelor noastre.